Tribunalul Gorj a decis ca Ion Ciobanu, judecat pentru tentativă de omor și lipsire de libertate, să fie arestat pentru 30 de zile. Astăzi, Curtea de Apel Craiova a anunțat decizia definitivă în acest caz. Respinge contestația ca nefondată. Obligă contestatorul la plata sumei de 170 de lei cheltuieli judiciare. Definitivă. Soția lui Ion Ciobanu a izbucnit în plâns când a aflat hotărârea instanței. Normal, Doamne, ce întrebă? E o veste foarte bună, vă dați seama că eu sunt panicată și mi-e frică. Și așa mă tem că după ce și dacă e condamnat și o să, după ce face pedeapsa, o să vină totuși să mă omoare. Dar am spus și la poliție, sigur nu-i dă drumul să mă anunțați dinainte ca să știu, să fug. Femeia și-a luat inima în din și a intrat aseară cu rudele și vecinii în casa în care a trăit un adevărat calvar. Pentru mine e un coșmar. M-au susținut vecinii, m-au susținut, toți au venit cu mine ca să intrăm, ca să... Vă dați seama că pentru mine casa asta nu mai e aceeași care a fost. Dumnezeu m-a salvat, că altfel nu aveam nicio șansă. Ileana Ciobanu susține că sâmbătă noapte a văzut moartea cu ochii, după ce a stat 8 ore legată cu funia de caloriferul din baie. Dorința sa de a divorța după o căsnicie de aproape 30 de ani l-a scos din minți pe bărbatul de 53 de ani, care deja o avertizase în repetate rânduri că îi va înșena sinuciderea.